mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce, uimitor, mereu atrăgător, șoptim noi cu mult dor, mama. Florile de ziua ta, măicuță-ți dăruiesc. Să-i lăsați un pic, așa? Nu știu, intrăm o gradă, da? Da, da, da. Nu, ce surpriză, băieții. Deci, doamna Vera, bună ziua! Măcar să mă zbrac o leacă. Lăsați așa cum sunteți. Deci, suntem la companie Libero Surprise și, într-adevăr, am aflat că astăzi sunteți omageate. Și deja cred că își vă dați seama din partea cui vine surpriza. Să mă zbrac, ca să vă arătați voi? Sigur că ați arătat. Da, să zbrac. Asta de cuțe, că nu mai Sasha, dar nu știu ce acolo, sunt surpriză. Deci, doamna Vera, Sasha, ca copil, ca toți copiii, vă mulțumesc că, într-adevăr, sunteți o mamă extraordinară, știți că vă duce dorul. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul care v-ați oferit în viața aceasta și cu toate cele mai calde, sincere și iubitoare cuvinte, vă mulțumesc că sunteți mama lui, chiar dacă este departe. Mă rugaș să vă cuprind, însă puțin mai târziu, așa, așa e pentru dumneavoastră buchetul, tortă, desigur. Mulțumesc frumos. Așa, o țineți bine. Un mesaj de mulțumire lăsați acolo. Da, mulțumesc frumos. Așa, lăsați un mesaj lui Sasha că o să vadă. Să-i spun ce vă dau. Sigur. Scumpul meu ficior, îți mulțumesc din tot sufletul. Că noi nu uiți de mama. Mama tare te iubește, te dorește și fii sănătos. Doamna Vera, la tot surpriza aceasta se, da, se mai unește și fica dumneavoastră prin intermediul nostru, da? Da. Noi ce putem să vă spunem? Cât mai multă sănătate, răbdare, copii să vă fie cât mai curând aproape alături de dumneavoastră, să nu știți de lipsă, să plătească. Am rămas singur la bătărniță. Asta e. Tot ce faci prea bine, cât mai multe răbdare, sănătate și succes. Așa, șampania. Asta e ceva.